martie anul trecut, Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. La 23 iunie, Consiliul European a luat decizia de a-i acorda statut de țară candidat. În acest context, Republicii Moldova i-au fost înaintate 9 recomandări de reformă spre realizare timp de un an pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană. Este vorba despre reforma justiției, modificarea cadrului electoral și judiciar în conformitate cu recomandările OSCE-ODIR și cererea Comisiei de la Veneția, combaterea corupției, deoligarhizarea, combaterea crimei organizate și spălării banilor, reforma administrației publice, îmbunătățirea managementului finanțelor publice, creșterea gradului de dialog și implicare a societății civile în procesele decizionale, consolidarea protecției drepturilor omului și reducerea violenței împotriva femeilor. Pentru îndeplinirea acestor 9 recomandări, autoritățile țării au elaborat un plan cu 60 de acțiuni concrete. Iar evaluarea intermediară a Comisiei Europene din iunie anul curent arată că la un an de la obținerea statutului de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, țara noastră a avansat în îndeplinirea acestor pași. În opinia Comisiei Europene, din cele 9 priorități de reformă, 3 au fost îndeplinite. Este vorba despre implementarea recomandărilor OSCE-ODIR în domeniul electoral, creșterea gradului de dialog și implicare al societății civile în procesele decizionale și asigurarea protecției drepturilor omului. La altele 3 se înregistrează progrese. Aici ne referim la reforma justiției, deoligarhizarea și reforma managementului finanțelor publice. Unele evoluții care urmează a fi întărite, în continuare se remarcă și în combaterea corupției, lupta împotriva crimei organizate și reforma administrației publice. În concluzie, Comisia Europeană sublinează că Republica Moldova ar trebui să se concentreze pe eforturile confirmate de combaterea corupției mari, pe calitatea investigațiilor și eficiența urmăririi penale în cazul deoligarhizării și pe recomandările Comisiei de la Veneția. Raportul final al Comisiei Europene urmează să fie prezentat la finele lunii octombrie, atunci când Comisia va putea recomanda oficial deschiderea negocierilor de aderare, subiect care va fi pus în discuția Consiliului European din luna decembrie anul curent.